Anul acesta putem să spunem că este o ediție aniversară a Târgului de Turism al României, 25 de ani de la primul eveniment de acest gen. Cu ce se distinge evenimentul din acest an? Cu ce veniți în plus față de anii anteriori? Față de anii anteriori, anul acesta la ediția de primăvară 2024, se registrează o creștere de 30% a rezervărilor pentru destinațiile exotice. Topul destinațiilor exotice căutate de vizitatori este Bali, Maldive, Seychelles și Punta Cana. O vacanță la Târgul de Turism în Bali, de exemplu, începe de la 800 de euro, în Maldive de la 1100 de euro, dar poate să ajungă la 70.000 de euro, pentru că cea mai scumpă vacanță de la Târgul de Turism este 70.000 de euro. Este o vacanță all-inclusiv, într-o vilă de 6 stele, pe apă, cu toate cele necesare pentru transportul pe insulă, inclusiv elicopter. Anul acesta am venit cu destinații mai puțin cunoscute, dar care erau foarte căutate de cei prezenți. Potrivit specialiștilor în turism, românii își doresc să ajungă acum și în Australia, Noua Zeelandă, Irlanda, nu mai aleg doar destinații foarte populare. Aș vrea să mai spuneți ce număr de expozanți aveți anul acesta și dacă este mai mare sau mai mic decât în anii anteriori, de exemplu, nu știu, comparativ, să spunem, cu 2023. Da, este o ediție mai mare comparativ cu 2023. Tot timpul ediția de primăvară este mai mare decât cea de toamnă. Sunt prezente 175 de companii expozante din 10 țări. 102 sunt din străinătate și restul din România. Suntem abia în a doua zi de eveniment. Ce puteți spune în privința vizitatorilor care au trecut pragul acestei ediții a Târgului de Turism? Este un flux mare, este un flux mic, este un flux obișnuit? Este un flux mai mare decât ne așteptam. Cel puțin în prima zi de târg niciodată nu aveam peste 5.000 de vizitatori. Ieri am rămas impresionați și astăzi la fel, pentru că, după cum observați, e plin pavilionul. Ne așteptăm între 25.000 și 30.000 de vizitatori până la sfârșitul târgului. Cum vedeți ediția în acest an a târgului? La prima vedere pare puțin mai animată decât de obicei. Eu mă bucur că sunt clienți fideli ai târgului. Indiferent că sunt operator de turism sau chiar turiști, am rămas surprins să constat că m-a agățat cineva pe drum și mi-a spus: domne, eu vă caut de 4 ediții, nu unde sunteți, că eu vin mereu aici și eu de aici vreau să cumpăr. Deci există și clienți fideli, mulți s-au mutat sigur și în online, există și variante alternative pentru târgul de turism offline la agenții, fiecare își face o promovare cum crede. Mie mi se pare că e un loc de întâlnire foarte bun. Și profesioniștii se întâlnesc aici, e un loc de socializare și de network foarte potrivit. Poate că sunt prea mult două ediții, nu știu, ar trebui să ne decidem dacă vrem să fie toamna sau primăvara, dar nu e la mine decizia asta, e la Romexpo, evident. Cred că poate 4 zile e prea mult, am văzut că trendul internațional este să se reducă târgurile la 3 zile, costă destul de mult deplasările, oamenii vor să fie mai pe viteză, cumva mai eficienți. Mie îmi place, pentru că vin studenți și avem cu noi studenți și văd și ei ce înseamnă turismul și mi-e drag să văd studenți alături de noi. Văd organizații care se străduiesc să nască într-un mediu care nu e neapărat propice organizării în turismul românesc. Văd autorități care mai pot să le dai un feedback, uneori și pozitiv. Iată că România merge după 5 ani de zile înapoi la Berlin. Era o rușine națională să nu fim acolo. Și pur și simplu ne-am spălat rușinea în acest moment și e un boost, e un nou start și sperăm să fie o energie bună și să rezolvăm și celelalte blocaje care sunt în turismul românesc. Cred că sunt turiști, pentru că pentru ei facem de fapt turism, care ne spun, mulți vor în România, mulți vor să profite de vouchere de vacanță, care au mai crescut puțin de la 1.400 la 1.600 de lei. Merg în principal la mare, că așa e o cultură a cumpărării turismului în România în perioada asta, ianuarie, februarie, martie, să cumperi cu înscrieri, timpurii, reduceri mari și am găsit reduceri și de 75% la un hotel de 3 stele din Neptun, dar în general ele sunt de 30, 25, 20, 10, 5, uneori chiar și deloc dacă destinația e foarte căutată și cerută, doar că au apărut locurile și se fac primele rezervări, pentru că dacă ai un produs foarte bun, el se cumpără și așa, fără să fie nevoie de reduceri. Dar reducerile fac bine vânzărilor în februarie pentru la vară.
și ne bucurăm, am sezizat o creștere pe înscrieri timpurii de 30%, 25-30% în ianuarie, ceea ce înseamnă că oamenii nu se tem atât de mult de această conjunctură internațională, națională, socială, economică, inflație și alte feluri de riscuri asociate. Vacanța e la loc bun și dacă nu se tem prea tare, că teamă e tot timpul în jurul nostru, ei cumpără din timp, pentru că se bucură de o reducere, chiar dacă știu că biletul nu este schimbabil. E non-refundable, cum spune noi în turism, deci nu poți să-i schimbi numele, nu poți să-i schimbi data, ai beneficiat de o reducere, dacă plouă e riscul tău, cum ar veni. O ediție la care parcă văd mai multă lume, cum vi se pare ediția de anul ăsta? Este normal ca în februarie să fie mai multe agenții de turism, să avem mai mulți turiști care vin și participă, mai multe agenții de turism și mai multe țări care vin să participe în dorința de a atrage turiștii români. Ofertele din luna ianuarie și februarie sunt cele mai bune, early booking-ul acum este foarte bun și favorizează atât internul, litoral sau munte, cât și destinațiile externe. Când discutăm despre Turcia, Grecia, Bulgaria sau orice alte destinație din lume, acum este momentul în care se poate discuta despre reduceri la târgul de turism. Cu toate acestea, o absență notabilă este OMD-ul Județean Constanța și OMD Mamaia Constanța. Aici e vorba de strategia lor de promovare. Fiecare știe mai bine cum să se prezinte, cum să-și facă promovare. Poate că așa vor să se facă remarcați prin absență. Constanța Mamaia nu are stand, însă prezența dumneavoastră înseamnă? Într-adevăr, Mamaia Constanța nu este prezentă în interiorul târgului. Prezența mea este de informare, ca și anul trecut. Eu vin, privesc, mă interesez, discut. Decizia noastră a fost să nu participăm în acest an. De ce, domnule? Avem foarte multe proiecte ambițioase, iar bugetul este ca un elastic. Întindem foarte, foarte tare de el. Ne dorim să fim prezenți la mai multe târguri internaționale, fiindcă dacă baza de turiști din România de aproximativ 90% s-o considerăm asigurată, suntem deficitari pe piața internațională. Ne propunem ca la începutul și la mijlocul lunii martie să fim prezenți la târgul de la Berlin, respectiv târgul de la Paris. Iarăși se pare că tehnologia a făcut un pas important în viața noastră și vrem, nu vrem, trebuie să ne mutăm atenția în internet și în online. Rețelele sociale au devenit dominante, îmi convine sau nu-mi convine, trebuie să aloc o sumă importantă din buget pentru promovările în binecunoscute rețele sociale. Ulterior mai avem cheltuieli foarte, foarte mari cu concertele din stațiunea Mamaia. Dacă anul trecut am făcut 11 concerte, anul acesta ne-am propus 25 minimum. Dăm drumul și la a doua scenă, dacă concertele mari le facem la scena din Piațeta Casino, bine cunoscută în toată țara. Ei bine, de la 1 iunie începem cu spectacolele pentru copii în Piațeta Perla la scenă. Și nu vor fi puține. Vor fi peste 20 de spectacole, deci săptămânal copiii se vor distra cu numere de magie, cu teatru de păpuși, cu baloane, cu cântece și cu tot felul de distracții preț de 2 ore sau 3 ore în Piațeta Perla, în weekend-uri, da. Lucrurile acestea să știți că costă. Încasările noastre din taxa turistică sunt aproximativ aceleași. Vă dați seama că am în mână un cărbune încins. Ce aduce nou destinația pe care o reprezentați anul acesta? Care este oferta cu care veniți la Târgul de Turism al României? Noi la târg venim întotdeauna cu oferte foarte, foarte avantajoase pentru toți turiștii noștri. Cum am spus de foarte multe ori, noi la Albena avem prețuri pentru toate portofelele, pentru toate buzunarele. De fiecare dată când venim la târg, dăm mici discounturi pentru unele din hoteluri, nu chiar pentru toate, că la unele suntem deja în stop sales. La noi piața românească merge foarte bine, avem un succes teribil, pot să spun, la români și nu dovedesc să răspund la telefon, efectiv, la câte
apelul primesc pentru rezervări. Ce îi atrage pe români acolo? Noi, în primul rând, Albena este o stațiune pentru vacanță, o vacanță liniștită. Noi avem o plajă de aproape 5 km lungime, 150 de metri largă. Fiecare hotel are plaja lui, are două șezlonguri și o umbrelă în prețul vacanței pentru fiecare turist. Deci turiștii la noi nu trebuie să se scoale de dimineața, să meargă repede să prindă locuri. Cât costă o vacanță, domnule? Păi depinde, depinde în ce perioadă anului, depinde în peak season, când e atunci în iulie, august, când vor mulți. Păi ajung și la 800, 900, 1200, depinde 4, 5 stele. Când iei la 5 stele, ultra all, inclusiv luxury, ăla, obligat că te costă mai mult. Și dacă iei un hotel de 4 stele sau de 3 stele, obligat că prețul este mai jos. Minim cât e? Minim în plin sezon. Minim în plin sezon ajunge pe la, dacă iei acum din timp, la 700-800 de euro o săptămână. Alo, bine ați venit în Amuliani. We representing Amuliani Island. Here is a business association of Amuliani Island for all the hotels, apartments, for everything that you can find there. Amuliani is beautiful island. It has 24 different beaches, nice beaches with blue and crystal waters. It's the best place for relax. We are only 120 kilometers from Thessaloniki. We are near to Mount Athos. We are near to Aristotelis Philosopher Place. And you must come. It's really beautiful island. What can you tell us about the prices? We have 120 different hotels or apartments here. Or they have different prices. It depends. You can find for all the cost. Normal prices are around 8, from 70 euro until 100, but you can find and cheaper and higher. It depends what do you find, do you want to like to find. This addition of the tourism fair is very important because it attracts a lot of visitors. What are you presenting them? As a Spice Hotel Spa, every year we have joined this fair, and we was thinking about the fair that we had a good sailors who came to here, and also it is very important for us this fair because to Romanian customer guest, our guest, we keep in touch together, and we are growing up together in this fair and also Romanian market. Why should the Romanian tourist choose to come to Turkey and to your resort? As a Spice Hotel Spa, we have renovated completely. We have renovated outdoor facility, rooms, villas, and also spa center, restaurants. Completely we have renovated, that's why they should choose us, they should come us. And we had a good relationship in this market and also. Can you tell us about the prices? The prices is not low or not higher. I think that end of the day, the price is running the opposite of the quality, same. What can you tell us about the offer you're bringing here at this spring edition of the Romanian Tourism Fair? Like in every fair period, we are giving special offers to gain more reservation in the during the period. That's why we are giving only special offer. But other than that, we are always offering too many privileges to Romanian market. Can you give us a few example of these special offers or of these privileges? Like normally in our deluxe rooms, in our standard rooms, we are offering 2+2 children, but with a additional prices, but in this time period we are giving free of charge, and also we are giving, normally we are in a early booking period right now, let's say we have 10% special offer right now, we are giving plus 5% special offer. Why should the Romanian tourists come visit your resort and not consider some other competitors, you are saying? Actually, we are a really popular hotel in Romania market, and they are choosing us because our hotel is open for 1 year long, like all year long. So
our staff it's never having this circulation. We are always working with the same staff. That's why our quality it's same level always, even in winter season, even in summer season. Unul dintre cele mai mari standuri de la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, este cel al Carpathen și aș vrea să vă întreb care sunt ofertele, care sunt noutățile pe care le-ați pregătit turiștilor care vor neapărat să plece într-o vacanță în viitorul cât mai apropiat. Dacă îmi permiteți, nu este unul dintre cele mai mari standuri, este chiar cel mai mare stand din actuala ediție, dar și de până acum al unei agenții de turism. Dimensiunea standului practic reflectă interesul pe care turiștii îl au pentru acest eveniment, pentru ofertele pe care le lansăm în această perioadă, ei bucurându-se atât de tarife și reduceri early booking, cât și de reduceri specifice târgului. Observăm o predispoziție sau o orientare tot mai clară către destinațiile deja clasice până acum, precum Turcia, Grecia, Egipt, dar una dintre destinațiile care a crescut cel mai mult în această perioadă este Spania. Vedem de asemenea alte destinații precum Cipru, Tunisia, care performează foarte bine. Și observăm un interes destul de ridicat și către destinații noi pe care le avem în ofertă, precum Algarve din Portugalia, precum Gerba din Tunisia sau chiar New York-ul. Ok, atunci când oamenii se gândesc că se plece în vacanță, își aleg hotelul, își aleg un pachet complet, de ce anume sunt interesați cei care vin la standul nostru? Preponderent de pachete complete în care să beneficieze de atât de serviciu de cazare, cât și de cel de zbor, cât și de cel de transfer. Avem turiști care doresc chiar și partea de ghidaj să fie asigurată și se orientează către circuitele din oferta noastră. Știu că este greu, dar dacă ar fi să alegeți o destinație pentru 2024 care nu trebuie ratată și care este într-un pachet oferit de către Carpathen, care ar fi aceea? Da, e o întrebare care presupune o analiză mai completă. Depinde foarte mult de gusturi și cred că le acoperim pe toate. De la exotice, numele nostru poate fi asociat deja cu charterele de Maldive, până la Algarve, care fiind un produs nou pe piața noastră, îl consider unul de neratat. You one of the stars here, not only because you've seen everything in Romania, but you promoted everything so beautifully. Tell us a few words about your impression about the fair and what do you think about everything that's happening here. Well, I think it's very exciting. I'm a bit overwhelmed because you know, we've been given a lot of gifts. Everywhere I go, people are like, "Hey, nice to see you." So it's great that means they've seen our new series on Netflix, Flavors of Romania, which is doing really well. And it's been a joy traveling the country again and coming here and seeing the people that I met on the road here promoting their region. And it's looking really exciting. I mean, everyone's been very proactive. I think it's a good time for Romanian tourism. I think things are taking off. We've got a very good Ministry of Tourism, are doing a lot of work. We're lucky to be collaborating with them. We had a fantastic campaign on BBC World. Over 200% increase in interest in Romania. So, you know, we've got the statistics and hopefully we'll be moving ahead with other things this year. But Romania should be the new go-to place in Europe. And just look at the buzz you've got going on here. I think that says it all. Now, I know it's difficult for you, but if you had to choose one place to visit this year, from everything that you see here, which one would that be? Well, I've kind of been to everywhere that we've seen here. You know, we've done two seasons of Flavors and five Wild Carpathias, and there's nowhere really that I haven't visited so far that I found when I've been around the stands. So I think I know Romania really quite well now, you know. But I'm just glad they're all really starting to have a marketing strategy. They've got DMOs, they've got people who are, you know, keen to promote, and it's showing that Romania is not just about Transylvania anymore. It's about the whole country, from the Maramureș down to Banat,
across to Dobrogea, up to Moldova and Bukovina. You know, every place in this country has something fabulous to offer, and you can see it here when you visit the stands.